Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta la Psalmul 33. Unde cuvântul Domnului spune astfel: neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Asta știți ce explică? Că Dumnezeu s-a uitat peste omenire și când a văzut oameni care cântă cu entuziasm cântări de laudă, a zis: vă stă bine, e frumos, e deosebit. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harpa, lăudați-L cu alăuta cu 10 coarde. Cântați o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia minte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viața în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați. Dragilor, ce bucurie să fim din nou împreună. Și ce bucurie când se creează un entuziasm în cadrul închinării înaintea lui Dumnezeu. Ce bucurie să avem parte de prezența lui Dumnezeu care multiplică potențialul nostru în cadrul închinării și ne aduce la acea atmosferă de unitate, de dragoste, de legătură frățească despre care s-a vorbit la începutul închinării, un obiectiv foarte înalt, un gând, o simțire, o dragoste. Pe de altă parte, se creează o forță, o energie diferită de toate celelalte energii pe care le experimentăm în viața noastră. Este prezența lui Dumnezeu care ne ridică, ne animă, ne întărește, ne copleșește, ne vindecă emoțional, ne restaurează, ne pune pe picioare, ne dă forța credinței să sperăm că toate lucrurile pe care le cerem cu stăruință înaintea Domnului vor fi aduse și materializate sub ochii noștri. Binecuvântat să fie Domnul! Dragilor, pentru că parcurgem aceste zile frumoase, slavă Domnului că e sărbătoare și slavă Domnului că avem liber de la stat și slavă Domnului că circulația în București a fost mai bună astăzi, cel puțin pe unde am venit eu. Nu știu pe unde ați venit dumneavoastră, cum a fost, pe unde am venit eu a fost ceva mai bine. Au mai plecat oamenii în alte părți, Domnul să fie cu ei, să-i ajute să se întoarcă cu bine. Dar este un prilej în care putem să ne gândim la lucrurile deosebit de importante care sunt în viața noastră
Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne putem gândi și la națiunea noastră, la poporul român care are nevoie de Dumnezeu. În seara aceasta doresc să intru în acest mesaj de la premiza că nicio națiune nu a fost vreodată complet neprihănită, în același timp nu a fost complet păcătoasă, cât că în decursul istoriei constatăm în scripturi când le deschidem că au fost situații când în anumite cetăți nu s-au găsit nici 5 oameni drepți, neprihăniți, credincioși. Dacă ați fost atenți la cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, el începe în felul următor: neprihăniților. Aceasta este o atitudine pe care o putem dobândi cumva și prin cineva. Și asta e un lucru deosebit. Însă, dragilor, plecând de la această premisă, că niciodată în istorie n-am găsit o națiune complet neprihănită, pe de altă parte putem spune că nu am găsit nicio națiune complet păcătoasă, cât că revin asupra acestei idei spunând că am găsit cetăți unde, uitându-se Dumnezeu, n-a găsit, de exemplu în Sodoma, Gomora, Dumnezeu n-a găsit mai mult de 4 persoane. E greu să explici această situație. Întotdeauna, dragilor, să știți că oamenii vor fi amestecați într-o națiune. Oameni drepți și oameni nedrepți. În națiunea în care noi suntem, găsim și oameni drepți, oameni neprihăniți, oameni credincioși, oameni născuți, din nou dedicați lui Dumnezeu, dar vom găsi și oameni nedrepți. Ceea ce este important de reținut de la început este faptul că Dumnezeu se uită la imaginea de ansamblu. Procentajul întotdeauna când ne uităm peste o națiune poate să fie invers: mai puțini oameni drepți decât oameni nedrepți, din nefericire. Chiar și în România, chiar dacă statisticile, după toate calculele, ne spun că cei mai mulți sunt creștini, faptele nu demonstrează și nu explică corect aceste statistici. Însă, dragilor, uitându-ne peste această situație, noi trebuie să avem imaginea de ansamblu. Să știți că atunci când Dumnezeu se uită peste o națiune, sigur că El vede pe cei drepți și vede și pe cei nedrepți. Însă Dumnezeu este interesat de mișcarea generală a acelei națiuni. Să fiți foarte atenți la ce vă spun. Dacă mișcarea generală a acelei națiuni este înspre dreptate, înspre neprihănire, sau mișcarea generală a acelei națiuni este înspre păcat, înspre distrugere, înspre neascultare, Dumnezeu se uită la mișcarea generală din cadrul unei națiuni. Și aici trebuie să se pună accentul. Este mișcarea generală a țării noastre îndreptată spre dreptate sau spre păcat? Trageți dumneavoastră concluziile. Le putem trage împreună în seara aceasta. Uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, constatăm, dragilor, că după mesajul lui Iona, după mesajul de judecată pe care Dumnezeu îl transmite prin Iona, mișcarea generală a națiunii a fost înspre dreptate, înspre pocăință, și Dumnezeu la acest lucru se uită. Dincolo de raportul dintre credincioși și necredincioși, dintre oamenii drepți și nedrepți, Dumnezeu se uită la mișcarea generală a oamenilor. Încotro se duce națiunea respectivă? Înspre dreptate, ascultare de poruncile lui Dumnezeu, sau înspre distrugere, neascultare de Dumnezeu? Uitându-ne în Scripturi, constatăm că după mesajul de judecată transmis de Iona, sau de Dumnezeu prin Iona, mișcarea generală a națiunii a fost înspre dreptate, înspre pocăință. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii, vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci,
să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei, mișcarea generală a acelei națiuni, și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, vedem efectul cântării pe care am cântat-o, Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a mai făcut. S-a oprit mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Dragilor, dacă o națiune îl disprețuiește și refuză să-l slujească pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu va aduce judecata peste acea națiune. Acum, după ce avem această perspectivă, uitându-ne la mișcarea generală a națiunii noastre, ce așteptări avem, dragilor? Așteptăm ca mâna lui Dumnezeu să binecuvinteze sau avem așteptări pline de tremur, gândindu-ne că mâna lui Dumnezeu s-ar putea să apese peste această națiune și să-l o judece aspru? Este mișcarea generală a acestui popor direcționată spre dreptate sau spre rău? Gândindu-ne că mâna lui Dumnezeu ar putea să apese peste națiunea aceasta dacă nu se pocăiește de faptele ei, ne place să trăim în cadrul unei națiuni știind că mâna lui Dumnezeu poate apăsa? Sau pe de altă parte, când știm că mișcarea generală a națiunii în care ne aflăm este îndreptată înspre rău, pentru că răul ia amploare, ne simțim confortabil știind că acești copii ai noștri care se joacă astăzi aici vor crește într-o națiune peste care mâna lui Dumnezeu va apăsa cu judecată? Dragilor, Dumnezeu are mai multe forme prin care judecă națiunile. Cel mai rău lucru este atunci când Dumnezeu se retrage din acea națiune și își retrage brațul protector de peste acea națiune. Și vă rog din tot sufletul să ascultați cu atenție în seara aceasta, pentru că există toate indiciile că Dumnezeu este în proces de a-și întinde mâna peste țara aceasta. Și aș dori din tot sufletul să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să-și întindă mâna cu bunătate. Ca Dumnezeu să-și întindă mâna cu îndurare și să permită încă poporului român să se întoarcă cu pocăință la el. Dragilor, în cadrul acesta suntem noi aici. Are vreo importanță că suntem noi aici? Deschidem o paranteză, ne aflăm în contextul acesta. Avem vreun rol? Putem schimba ceva? Ce credeți dumneavoastră? Răspundeți. Avem un rol? Avem un rol. Vital, am spus la închinare. Putem schimba ceva? Eu cred că putem schimba ceva. De la Avram învățăm, dragilor, că rugăciunea de mijlocire, dincolo de toate, poate face distinția între cel neprihănit și cel neprihănit. De la Deborah învățăm că atunci când dezvolți promisiunile lui Dumnezeu prin mijlocire în cortul tău, Dumnezeu va folosi rugăciunea de mijlocire ca pe un țăruș care va străpunge și va anihila influența vrăjmașului. Atunci când te rogi în cortul tău cu credință în Dumnezeu, Dumnezeu va folosi rugăciunea ta de mijlocire ca pe un țăruș pe care îl va înfige în puterea vrăjmașului care caută să distrugă familia ta. În numele lui Iisus Hristos să spun acest lucru. De la Daniel învățăm că rugăciunea și postul aici pe pământ pot influența un conflict în cerurile nevăzute. Când Daniel s-a rugat și a postit în lumea aceasta pe care noi o vedem, în lumea materială, în lumea spirituală s-a stârnit un conflict și o biruință. Binecuvântat să fie Domnul. Înseamnă că rugăciunea noastră are un rol vital, are un rol important. De la Iona învățăm de asemenea, dragilor, că Dumnezeu poate să își retragă mânia de peste națiuni, de peste popoare, de peste cetăți, dacă acestea se pocăiesc la mesajul Evangheliei. Tot astfel, învățăm că mijlocirea noastră în rugăciune poate să zdrobească influențele păcătoase și influențele demonice din casa noastră,
din vecinătatea noastră, din școala noastră și că împreună cu alți mijlocitori putem zdrobi puterea păcatului și puterea demonică chiar din cadrul acestei națiuni. Eu cred în puterea rugăciunii de mijlocire. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, pentru că se declanșează o forță care îngenunchează puterile vrășmașe și le lasă fără putere. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, dragilor, vă încurajez, rugați-vă în cadrul familiei, ca împărăția lui Dumnezeu să fie restaurată. Rugați-vă în cadrul cartierului în care vă aflați, ca influența dumneavoastră să fie cu impact. Și apoi să ne unim forțele în seara aceasta, să ne rugăm pentru România, ca națiunea aceasta să fie schimbată. Și să fie schimbată prin Biserica Protector și prin toate celelalte biserici care se ridică să vestească Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ambiția noastră sfântă nu este aceea de a cuceri un cartier, de a aduce Bucureștiul sub domnia lui Hristos și întreaga Românie să afle că Iisus Hristos este Domnul și să se întoarcă cu pocăință la El. Dragilor, Biblia spune, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Intenția lui Dumnezeu este extraordinară față de toți oamenii. Tocmai Dumnezeu apreciază rugăciunea de mijlocire a poporului său. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Mesajul din seara aceasta, dragilor, este următorul. Națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează. Națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează. Cum decide Dumnezeu dacă binecuvintează sau nu o națiune? Care sunt calificările pentru binecuvântarea națională a unei națiuni? Am citit în Psalmul 33, la versetul 12, următorul verset. Binecuvântat este neamul, este poporul, binecuvântată este națiunea al cărui Dumnezeu este Domnul. Și cu ajutorul psalmului vom descoperi în seara aceasta care este națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează. În prima instanță pot părea lucruri simple, la îndemână, pe care le-am cunoscut până acum, dar intrăm un pic în profunzime ca să constatăm o realitate care trebuie schimbată. Întâi de toate, națiunea pe care o binecuvintează Dumnezeu este națiunea care se închină Lui. În toată istoria poporului evreu, evreii au intrat în neascultare prin închinarea la idoli, la zei falși, la zei altor popoare. Deci națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează întâi de toate este națiunea care se închină lui Dumnezeu. Și o să vedem cum trebuie să se închine această națiune înaintea lui Dumnezeu. Versetele 1 la 3 spune astfel: neprihăniților, este o stare dobândită, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harpa, lăudați-L cu alăuta cu 10 coarde. Și aici psalmistul pune accentul pe un lucru extraordinar. Cântați o cântare nouă, spune psalmistul. Acum, dragilor, știind acest lucru că Dumnezeu binecuvintează o națiune care se închină Lui, ne putem uita la istoria Americii. America a fost fondată pe principii biblice. Pe de altă parte, trebuie să știți că nicio națiune nu este fondată în întregime pe valori creștine, principii creștine. De asemenea, partidele politice, chiar dacă au influențe și norme și valori creștine, ele nu sunt în întregime creștine. Ele pot fi fondate pe anumite valori, principii creștine, dar nu sunt în întregime creștine. Când ne uităm la Statele Unite, în mod deosebit atunci când au fost fondate pentru prima dată, dacă vă aduceți aminte la Ziua Mulțumirii, pe 26 noiembrie a fost Thanksgiving în America, Ziua Recunoștinței, Ziua Mulțumirii, dacă vă aduceți aminte, am spus un lucru care a fost foarte important. Deci când au fost fondate Națiunile Unite,
în cadrul Națiunilor Unite s-a dat un decret, s-a dat o lege guvernamentală ca tot poporul pe 25 și pe 26 noiembrie, întâi de toate pe 25 noiembrie, poporul trebuia să vină cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, o zi de post și de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât Dumnezeu să-și retragă mânia și Dumnezeu să binecuvinteze națiunea respectivă. Și abia pe 26, dragilor, era ziua mulțumirii. Vedeți, când au fost fondate, au fost așezate niște principii, niște valori deosebite, care a dus națiunea aceasta pe culmi spirituale deosebite, economice, militare, cum vreți dumneavoastră. Însă în timp s-a întâmplat un lucru nepotrivit în cadrul acestei națiuni. Ziua de pocăință, ziua de post și de rugăciune a fost scoasă din cadrul națiunii și oamenii au rămas doar cu ziua de mulțumire, când pregătesc curcanii, când deschid sticla de băutură, când caută forme de divertisment. Și aici nu mai putem vorbi despre o închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu mai putem vorbi despre o închinare înaintea lui Dumnezeu. Poporul român serbează, mâine este ziua națională a României. Fiind un popor creștin, primul lucru pe care trebuie să-l facă fiecare român, de la vârsta cea mai fragedă până la cea mai în vârstă persoană din națiunea aceasta, este să se închine lui Dumnezeu. Dincolo de parada militară, dincolo de formele frumoase de divertisment, poporul român trebuie să se închine și să-L recunoască pe Iisus Hristos ca mântuitor al acestei națiuni. Binecuvântat să fie Domnul! Și dacă ne uităm atent la text, vom constata că închinarea aceasta trebuie să aibă anumite forme. Și întâi de toate, închinarea aceasta, dragilor, trebuie să fie prin cântarea nouă, care înseamnă cântarea răscumpărării. Cântați o cântare nouă, spune psalmistul. Noua cântare este cântarea de răscumpărare, care survine după iertarea păcatelor și este a tuturor acelora care au fost curățiți în sângele scump al lui Iisus Hristos. Este cântarea tuturor oamenilor salvați, cântarea celor născuți din nou, nu a celor care au ceva idei religioase. România, dragilor, întâi de toate, trebuie să se închine înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, ca să ajungă la starea să poată să cânte cântarea cea nouă a răscumpărării, că Iisus Hristos a ridicat blestemul deasupra națiunii, deasupra familiilor, deasupra persoanei individuale și abia atunci putem vorbi despre o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Cântarea nouă nu este hitul maneliștilor. Cântarea nouă nu este hitul cântăreților care se perindă pe toate scenele din România. Cântarea nouă este imnul de laudă la adresa lui Dumnezeu, care a salvat viața noastră de la moarte și de la distrugere. Națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează este națiunea care se închină înaintea lui Dumnezeu întâi de toate prin pocăință. Cu reverență se întoarce înaintea lui Dumnezeu. Mărturisim păcatele. Are poporul român ce păcate să mărturisească? Avorturi, crime, corupție, prostituție, minciună, delapidare, sărăcie, probleme cumplite în națiunea noastră. Poporul român are ce să mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează este națiunea care se închină înaintea Lui și întâi de toate cu pocăință. Apoi, dragilor, se închină înaintea lui Dumnezeu cu o cântare nouă, celebrând cuvântul lui Dumnezeu, închinare prin ancorarea în cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul Domnului este adevărat, spune psalmistul. Închinarea înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să fie după ureche, nu trebuie să fie după tradiții, nu trebuie să fie haotică. A trebuit să vină Cristian Tudor Popescu să reglementeze situația despre cultul închinării la moaște, pentru că preoții și pastorii n-au putut să facă treaba aceasta. Și a trebuit să vină un agnostic, un sceptic, un ateu care să studieze scripturile și să spună că România trebuie să se închine înaintea lui Dumnezeu într-un mod corect, ancorat în scripturi, în cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, nu în tradiții, nu după ureche, nu după obiceiuri băbești, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează se închină într-un mod corect, este ancorată în închinare în cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul Domnului este adevărul.
Cuvântul lui Dumnezeu schimbă viețile oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu are forța să vindece poporul român. Cuvântul lui Dumnezeu poate reduce beția pe sate și comune. Cuvântul lui Dumnezeu reduce divorțurile din cadrul familiilor. Cuvântul lui Dumnezeu reduce prostituția, corupția din țara aceasta. Doar cuvântul lui Dumnezeu. Și națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează, dragilor, este națiunea care se închină prin pocăință și ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Nu moaște, nu tradiții, nu datini, nu obiceiuri, ci cuvântul curat al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cu desăvârșire adevărat și drept, neschimbător și demn de încredere. Însă spune Biblia că poporul acesta nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Poporul acesta pierde din lipsă de cunoștință, de cunoaștere spirituală. Vrem ca națiunea noastră să fie binecuvântată. Națiunea noastră trebuie să fie și să se închine înaintea lui Dumnezeu, ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu cunosc Biblia. Oamenii nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii merg după tradiții, după obiceiuri și de aceea nu există niciun efect spiritual peste cei care practică datini, obiceiuri, tradiții și alte forme de păgânism pe care le condamn cu toată fermitate. Poporul român, dacă vrea binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să se întoarcă la cuvânt. La cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, dragilor, dincolo de închinarea prin pocăință, dincolo de închinarea înaintea lui Dumnezeu, prin ancorarea în cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul Domnului este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Circulă acum pe Facebook o filmare cu un preot care spune că morții nu mănâncă. Și au dat share și pocăiții și au dat... S-au făcut campanii de evangelizare. Avem Biblia în toate formatele posibile. Și românii încă se scaldă în forme de păgânism, în necunoaștere spirituală și în ignoranță față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce l-a trebuit atât de mult să înțeleagă că morții nu mai mănâncă? Ei nu mai mănâncă. Sigur, vom mânca în împărăția lui Dumnezeu, alegorii, vorbește Scriptura acolo, simbolic, dar nu mâncarea pe care o duc neamurile. Când ai fost în viață, nu ți-am dat tiramisu, ia-mu, mănâncă-mu. Dați-le oamenilor cât trăiesc. Că după ce se duc... Și apoi, dragilor, națiunea binecuvântată de Dumnezeu este națiunea care se închină înaintea lui Dumnezeu, fascinați de măreția lui Dumnezeu. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu ne duce într-o zonă de fascinație, de adorare. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Toate lucrările sale se fac în credincioșie. Lucrul acesta se poate vedea în creație. Măreția lui Dumnezeu, dragilor, se vede în faptul că El a creat cerurile și oștirea de stele fără să fi cheltuit o energie mai mare decât aceea de a rosti un cuvânt energizant. Oamenii să fie fascinați de măreția lui Dumnezeu. În câte moduri greșite privesc oamenii pe Dumnezeu, fiind păgubiți de această atmosferă de fascinație înaintea lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie condus poporul în închinare, la nivel de fascinație. Să fii într-o stare de adorare. Să fii fascinat de măreția lui Dumnezeu. Să dobândești revelația lui Dumnezeu. Națiunea pe care o binecuvintează Dumnezeu este națiunea care se închină înaintea Domnului. Cuvântul Său a fost energia sonoră care a devenit materie. Prin porunca Sa, întreaga creațiune a luat ființă și lucrul acesta ne duce la nivel de fascinație, de adorare. Câtă stângăcie, câtă lipsă de cunoaștere, câtă lipsă de fascinație înaintea lui Dumnezeu. Auzim desiori în cadrul poporului român tot felul de povești băbești,
de tradiții, te gândești de unde le-ați luat, că nu le-am găsit niciodată în Scriptură. Poporul român trebuie să fie dus în închinare până la nivel de adorare, de fascinați. Dragilor, națiunea pe care o binecuvintează Dumnezeu este națiunea care se închină Lui întâi de toate. Nu altor zei, nu altor dumnezei, nu altor idoli, ci Lui, Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Prin pocăință, prin ancorare în cuvântul Lui Dumnezeu, poporul acesta pierde din lipsă de cunoaștere spirituală. De aceea cuvântul Lui Dumnezeu trebuie predicat, proclamat, prezentat public, de fiecare dată când avem prilejul. Și apoi, închinarea trebuie să ducă la fascinație, să fii fascinat de măreția Lui Dumnezeu. Psalmistul scrie și el exclamă în fascinație: cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor. Vedeți, un om care se închine în permanență Lui Dumnezeu, prin pocăință, prin ascultare de cuvântul Lui, ajunge la cunoaștere. Și atunci rugăciunea nu mai este: Doamne, pământul acesta e nenorocit, vecinii mi-au zis cu tare lucru, cu tare persoană nu s-a uitat la mine. El își ridică privirea și este fascinat de măreția Lui Dumnezeu. Acesta este un alt nivel de spiritualitate. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. 2. Națiunea pe care o binecuvintează Dumnezeu este națiunea care cooperează cu Dumnezeu. Se închină Lui și cooperează cu Dumnezeu, colaborează cu Dumnezeu. Versetele 10-12. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Dragilor, de-a lungul istoriei, de-a lungul întregii istorii, națiunile necredincioase au colaborat pentru a se opune Lui Dumnezeu și a-i ruina pe copiii Lui Dumnezeu. Dar după cum s-a exprimat un comentator biblic, a spus astfel: cele mai bune planuri ale oamenilor și șoarecilor sunt sortite eșecului din capul locului. Sau cum ne-am exprimat noi, adesea o iau rasna. Deci cele mai puternice planuri pe care le fac oamenii o iau rasna, sunt sortite eșecului. Dumnezeu va zădărnici în cele din urmă până și cele mai inteligente planuri urzite de cei ce îi se opun Lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de națiuni care nu vor să colaboreze cu Dumnezeu. Sunt o mulțime de națiuni care sunt împotriva Lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de națiuni care nici nu vor să audă de Dumnezeu, dar națiunea pe care El o binecuvintează este națiunea care cooperează cu El, care are cel mai puternic aliat, care colaborează cu Dumnezeu. Dragilor, nimic nu poate împiedica împlinirea planurilor sale. Întotdeauna El va avea ultimul cuvânt și tot ce hotărăște El să facă, se va împlini. Doamne, dorim ca națiunea aceasta, dorim ca poporul acesta să colaboreze cu Tine, să se închine înaintea Ta și să colaboreze cu Tine. Isaia spune atât de frumos că degeaba se creează alianțe puternice. Faceți planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări. Căci Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Avem cel mai puternic colaborator. Dumnezeu să se ridice deasupra acestei națiuni și să păzească poporul român. Și atunci celelalte națiuni pot să facă planuri câte vor ei, că niciunul nu va reuși atâta timp cât Dumnezeu este peste națiunea aceasta. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de poporul care colaborează cu Dumnezeu. Națiunea care colaborează cu Dumnezeu, națiunea care l-a realiat pe Emanuel, va fi biruitoare. Prin urmare, cărarea care duce la binecuvântare și are temelia în cooperarea cu Dumnezeu. Fericită este națiunea care îl recunoaște pe Jehova ca Domnul Dumnezeul său. Acesta este poporul pe care l-a ales El ca moștenirea sa. Dragilor, să nu uităm în seara aceasta că Dumnezeu trebuie să fie cel mai puternic aliat al nostru. E important să colaborăm cu țări puternice. Ne uităm deseori la mâna Americii, ne uităm la țările membre NATO, ne uităm la forțele militare care pot să păzească națiunea noastră. Să dați-mi voie să vă spun,
Dacă Dumnezeu se retrage din cadrul acestei națiuni, putem să avem cele mai puternice alianțe cu americanii, cu cine vreți dumneavoastră, suntem sortiți pieirii. Dar națiunea care colaborează cu Dumnezeu este națiunea care va dovedi victoria în numele lui Iisus Hristos. Dacă mâna lui Dumnezeu va fi peste națiunea aceasta și ne rugăm pentru lucrul acesta, dragilor, oricât de mult ar încerca popoarele, națiunile, să atace și să distrugă națiunea aceasta, nu vor reuși. Pentru că Dumnezeu stabilește hotare și nu permite invaziilor străine să intre acolo unde mâna lui binecuvintează, nu apasă. Binecuvântat să fie numele lui. Și al treilea lucru pe care îl învățăm în seara aceasta este că națiunea pe care o binecuvintează Dumnezeu, dincolo de faptul că se închină în duh și în adevăr, nu haotic, nu după ureche, nu după tradiții, nu după cum ne-au spus strămoșii, ci după cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin pocăință, prin smerenie înaintea lui Dumnezeu, prin cunoașterea scripturilor. Un om care nu studiază scripturile este ignorant față de propriul destin temporar și veșnic. Își sabotează mântuirea și sabotează planul lui Dumnezeu extraordinar pentru viața lui. Poporul român, cu toate tradițiile și formele de religiozitate, are nevoie de cuvântul viu și puternic al lui Dumnezeu. Și apoi să ajungem la nivel de fascinație, dragilor. Dumnezeu să ne fascineze, să ne găsim plăcerea în închinare, bisericile să se umple, nu de lucrăpitori, ci de închinători în duh și în adevăr. Bisericile să fie pline, apoi străzile să fie luate cu asalt de mesajul Evangheliei lui Hristos. Dragilor, haideți să ne punem ambiția aceasta, dacă în cursul istoriei au fost oprite în marile treziri spirituale până și meciuri de fotbal, de ce să nu ne întoarcem la Dumnezeu atât de puternic încât Dumnezeu să trezească națiunea aceasta? Să se închidă sălile de joc de noroc, cluburile, discotecile, zonele în care se comit infracțiuni, corupție, ilegalitate, prostituție, toate să se închidă. Și țara aceasta să fie vindecată în numele lui Iisus Hristos. Apoi, națiunea pe care o binecuvintează Dumnezeu este națiunea care cooperează, care colaborează cu Dumnezeu. Dumnezeu răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie. Doamne, sfaturile tale sunt cele mai importante pentru noi. Binecuvântat să fii Tu. Și ultimul lucru, dragilor, în seara aceasta este următorul. Națiunea pe care Dumnezeu o binecuvintează este națiunea care se bizuie pe El. Se închină, colaborează și se bizuie pe Dumnezeu. Se încrede în Dumnezeu. Domnul, din nou, Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile Lui și planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam și a ajuns până la noi. Dragilor, dacă vă uitați la psalm, veți vedea că psalmistul spune un lucru care ne interesează pe noi foarte mult. El spune în felul următor, că privind din cer, Dumnezeu are o vedere perfectă asupra întregii omeniri. Nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. El vede tot ce se face pe pământ. El vede absolut tot ceea ce este important și mai puțin important. El cunoaște gândurile și intențiile fiecărei inimi. El îi vede pe unii care luptă cu arme firești și râde, spune cuvântul lui Dumnezeu, de nechipzuința lor. Sunt foarte mulți oameni care se bizuiesc pe armată, pe capacitatea lor intelectuală, pe capacitatea lor fizică, pe puterea lor, pe relațiile lor. Pentru că vedem aici în textul acesta din Psalmul 33 că sunt o mulțime de oameni care se bizuiesc pe armată, pe marina lor militară, pe forțele aeriene, în loc să se bizuiască pe Dumnezeul cel viu. Dați-mi voie să vă spun că în ultima instanță poporul evreu nu va mai beneficia de sprijinul nici unei națiuni. Poporul evreu va rămâne singur, dar cu Dumnezeu.
Și cea mai mare victorie va veni prin Dumnezeu, nu prin America. Nu prin popoarele care susțin acum națiunea Israel, va veni prin Dumnezeu. Nu prin forțele militare, dragilor, nu prin forțele aeriene, ci prin Dumnezeul cel viu. Biblia spune, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Numele lui Dumnezeu să fie peste noi și pe numele lui ne bizuim și numele lui vom flutura. Steagul biruinței. De ce vom flutura? Pentru că numele lui, dragilor, întâi de toate este nume apărător, protector. Binecuvântat să fie Domnul. Vom flutura steagul cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că numele lui este apărător. El apără națiunea în cadrul căreia poporul se închină, respectă cuvântul lui, poporul colaborează cu el și poporul se încrede, se bizuie pe Dumnezeul atotputernic. Apoi numele lui, dragilor, este un nume desfășurat în întreaga istorie a omenirii și numele lui este izbăvitor. Numele lui este izbăvitor. Psalmul acesta, să știți că se poate aplica și la creștinii care pătrund în teritoriul satanei sau la orice creștin care se luptă să câștige teren nou pentru Domnul. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și când intrăm pe teritoriul satanei, ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și luăm cu asalt și cu putere prin Duhul Sfânt, în numele lui Iisus Hristos. Dragilor, vreau să închei seara aceasta cu un exemplu din Scriptură extraordinar și îl invit pe Eleazar să vină lângă mine. Dorim ca națiunea aceasta să fie binecuvântată. Ca poporul român să fie binecuvântat, să fie trezit din religiozitate, să știți că asta e cea mai mare înșelăciune. Când un popor se complace în forme de religiozitate, fără niciun gram de spiritualitate și de viață din Hristos. Problema capitală pe care o găsim în Scripturi, pe care o constată Pavel adresându-se lui Timotei, este următoarea. Că oamenii vor avea forme de religiozitate, dar fără dovada puterii, fără dovada nașterii din nou, fără dovada închinării în Duh și în adevăr. Aceasta este o problemă capitală, să știți. Și toate formele acestea de religiozitate care au adormit conștiința oamenilor pentru că au auzit basme, pentru că au auzit povestioare, pentru că au auzit la gura șanțului tot felul de idei religioase și nu s-au ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, unii dorm în ignoranță, în nepăsare și s-ar putea ca mâna lui Dumnezeu să vină și să apese cu judecată. Dar cineva poate ridica mâna lui Dumnezeu ca să n-apese cu judecată, ci să apese cu trezire spirituală. Dragilor, la o singură privire a Domnului, chiar și cele mai puternice armate vor cădea răpuse la pământ. Dar cei care sunt de partea Domnului vor rămâne în picioare. Este ocrotitorul nostru, protectorul nostru, pentru că ne-am pus încredere în El, pentru că ne bizuim în numele, pe numele Domnului Dumnezeului nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Însă un popor care merge în direcția opusă planului lui Dumnezeu va avea de înfruntat judecata care va veni asupra lui. Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților. Dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Am să închei mesajul din seara aceasta, contemplare din Scripturi, pe care o găsim în Isaia 37. Ați auzit de Sanherib? Sanherib, un rege înspăimântător al regatului Asiriei, s-a ridicat asupra tuturor cetăților fortificate ale lui Iuda, unde Ezechia era rege. Ierusalimul era neajutorat în fața acestui rege. Era un pitic, neputincios. Nu exista nimic ce ar fi putut fi făcut de către Ierusalim în apăsarea sa împotriva atacurilor asiriene. Așa că regele îl trimite pe robul său, Rabșache,
general sau mâna dreaptă a regelui. Rabșache își bate joc de Dumnezeul cel viu. Crezi că ai un Dumnezeu mare? Versetul 10 spune: Nu te lăsa amăgit de Dumnezeul tău în care te încrezi și zici: Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Nu te lăsa amăgit, a venit Rabșache și a ridiculizat și a bătut joc de poporul lui Dumnezeu și de Dumnezeul atotputernic. Însă Ezechia i-a răspuns astfel. A luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a dus la casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului și a făcut următoarea rugăciune. Când cineva te batjocorește, du-te cu batjocora înaintea Domnului oștirilor și spune: iată, Doamne, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărățiile pământului, fiți atenți ce spune, ca toate împărățiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu. Știți ce face Ezechia aici? Exact ce a spus Domnul Hristos ucenicilor când i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția Ta, Doamne, toate împărățiile pământului să știe că doar Tu ești Dumnezeu. Cu ocara s-a dus în casa Domnului și înaintea Dumnezeului atotputernic și s-a rugat înaintea Domnului. Și apoi urmează fraza cheie, versetul 21. Atunci Isaia, pentru că el era profetul trimis, fiul lui Amoț i-a spus lui Ezechia: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Și acum, dragilor, redau aspectele cele mai importante din profeție. Iată cuvântul Domnului pe care l-a rostit împotriva lui. El nu va intra în cetatea aceasta, pentru că Dumnezeu a pus hotare. Dumnezeu s-a ridicat să apere poporul său. El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeți în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, ci se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul. Căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o scap din pricina mea și din pricina robului meu David. Și apoi, dragilor, uitați-vă la versetul 36. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor. Cine? Forțele armate? Cai? Carele? Militari? Subofițerii? Ofițerii? Îngerul Domnului a ieșit, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. Și pe când stătea cu fața la pământ, rugându-se în casa lui Nisroch, că nu se închina Dumnezeului adevărat, Nisroch, Dumnezeul său, fiii săi Adramalec și Șarețer l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esar Hadon. N-a avut Dumnezeu nevoie nici de alianțe puternice, nici de forțe militare. A trimis un înger și într-o zi a omorât 185.000 de vrăjmași ai poporului lui Dumnezeu. Vă invit cu respect să vă ridicați. Dragilor, rugăciunea poporului lui Dumnezeu este importantă. Am spus lucrurile acestea pentru că înaintea noastră stă acest popor român care are nevoie de Dumnezeu. Doamne, adu poporul acesta român în închinare înaintea Ta, cu pocăință, Doamne. Ancorați în cuvântul Tău și fascinați de măreția Ta. Fiind fascinați de măreția Ta, Doamne Dumnezeule, să existe forme de guvernare după principii biblice în toate instituțiile de stat, Doamne. Fascinați de măreția Ta, Doamne Dumnezeule, cântecele, hiturile să fie la adresa Ta, Doamne, nu la adresa banilor, dușmanilor, plăcerilor,
Te rog în numele lui Iisus Hristos, Doamne. Fascinați de măreția Ta, Doamne, să se creeze artă curată, Doamne Dumnezeule. Fascinați de măreția Ta, Doamne, să se restaureze familii, Doamne. Să fie oprită corupția, nenorocirea, minciuna, delapidarea, Doamne. Și toate celelalte forme, sărăcia de asemenea. Binecuvintează națiunea aceasta, Doamne, să colaboreze cu Tine, Doamne. Să Te ia pe Tine ca cel mai puternic aliat. E important că Ministerul Apărării face demers de achiziționare. Însă mai important este dacă națiunea aceasta se întoarce cu fața la Tine, Doamne. Și Te cheamă pe Tine în cadrul acestei națiuni. Și apoi, Doamne Dumnezeule, ajută-ne să ne bizuim pe Tine, Doamne. Ajută-ne ca națiunea aceasta, așa cum se spunea altădată, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, Doamne. Nimic fără Dumnezeu. Absolut nimic.